E un om dinamic, foarte pasionat de natură și de aer liber. La 72 de ani, inginerul Petre Biolan este poate mai dinamic și mai activ decât mulți dintre colegii săi mult mai tineri. De altfel, chiar el o spune că parcela pe care o muncește de ani de zile pentru a cultiva arborii de ginkgo piloba este sala sa de sport. Mai mult despre pasiunea inginerului aflați în materialul următor realizat de colegul meu, Ovidiu Ghinea. E sala mea de sport. Port, sala mea de creație, de fapt, toată natura. Că am dus pom gingobiloba la o groază de mănăstiri, mănăstirea Ciorogări, la mănăstirea Predeal, mănăstirea Sinaia, mănăstiri multe din uh, uh, Moldova. În toamnă am dus și la unde e numărul zero al Ortodoxiei, la Sfântul Andrei am dus pomi. Uh, am dus pe Transfăgărășean, am dus pe Transalpina, pe Transbuceci. Deci oamenii ascultătorii sau telespectatorii care merg pe acolo, chiar îi invit să se uite. Uh, de exemplu, am o colaborare la Cârțișoara cu primarul de la Cârțișoara. i-am mai trimis pe lângă patru pomi care am dus eu uh, lângă cabana Bălea Lac, a zis că pune la cascada Bălea, ca să vedem cum merge acest pom la înălțime. Știți că pe golurile alpine nu cresc în înălțime. Crește ne pe nișu, afinu, uh, am spus eu pe Facebook. Uh, sunt câteva care cresc, dar foarte jos. Și sunt tare curios să vedem uh, cât cresc în alt. Să știți că nu am bucuria când iau bani mulți. Că, de exemplu, am trimis la Bumbejiu. Uh, 200 de pomi și a zis că mai au 100. Și vor să facă pădure. Deci, deja au făcut-o. Nu mă bucur atât lucrul ăsta, cât mă bucură că experimentez niște lucruri. Și m-ar bucura mult ca oamenii să înțeleagă să aibă în grădina lor câte un pom, gingobilă, va să se trateze.